ai făcut cea mai mare prostie din viața ta când te-ai măritat. Aici e plafarul tău? Aici e piața ta? El a fost pe moarte și tu l-ai salvat. El ar trebui să-ți fie ție recunoscător, nu tu lui. E fita, da? Pune-o la punct, că dacă nu, jar mâncați amândoi. Ce faci, mă, aici? Ce faci, mă, aici? De ce dai mă în mine? De ce dai mă în mine? Ce ți-am făcut? Eu pentru tine sunt cu el. Pentru tine m-am căsătorit cu el. Mă iei de prost? Mă mai minți mult? Pă bune, serios, mă mai minți mult? Zi, cu cine ai fost? Unde ai fost? Ești pregătită? Este mediul tău? Tu ești șef acum. Îți interzic să postezi așa ceva. Eu sunt aici. Te manipulează numai cum vrea el. Mihaela, deschide! Dumnezeu cu Mila. Tu mă faci să nu mai știu ce să-ți răspund. George, de ce te porți așa cu mine? Să știi că pe lumea asta niciun bărbat nu o să te iubească mai mult decât te iubesc eu pe tine. Singurătatea este o stare greu de dus, mai ales la o vârstă înaintată, când și opțiunile pentru o viață împlinită se reduc și ele. Atunci, ce este de făcut? Mulți apelează la amintirile lor care conțin sentimentele, dorințele și visurile împlinite și mai ales la persoanele dragi, cărora le-au dedicat toată atenția și mai ales dragostea. Cu toate acestea, viața merge înainte, dar în prezentul imediat, nu în nostalgia trecutului, oricât de drag le-ar fi. Pentru că viața este un dar care trebuie prețuit la adevărata lui valoare și fiecare lucru are un timp al lui. Mihaela Dragomir are 45 de ani și este văduvă. Soțul ei a murit în urmă cu 11 ani într-un accident de mașină și a rămas singură, nevoită să o crească pe fetița ei, Georgiana, pe atunci de doar 8 ani. Respinsă de familie alungată și forțată de greutățile vieții, Mihaela s-a recăsătorit și a întemeiat o familie alături de George Pascu, în vârstă de 50 de ani, cu o funcție foarte importantă într-o firmă prosperă de logistică. Mihaela, în schimb, pe lângă calitățile de mamă și soție, și-a descoperit pasiunea pentru gătit și astăzi rețetele ei sunt unice, gustoase și, nu în ultimul rând, apetisante. Dar să nu uităm pe Georgiana, micuța de 8 ani care a devenit o adolescentă reușită de 18 ani, îndrăgostită nebunește de Mihai, un tânăr carismatic și ceva mai matur decât frumoasa lui iubită. Sportul pare să fie una din pasiunile comune ale celor doi îndrăgostiți, de aceea ei merg constant la sală. Au trecut ceva ore, este seară și ne aflăm în vila lui George, de unde Georgiana încearcă să iasă tiptil, fără cel mai mic zgomot. Dar de ce procedează așa? Și ce are de ascuns? Ai, mă, iubire, nu puteai să tragi și tu am mașina mai mea, aici? Vezi că teroristul ăsta de tactul și-a pus... De-asta, nu, cu a... Și-a pus cameră. Mihai este iubitul meu și ne vedem pe furiș, pentru că tatăl meu vitreg nu este de acord cu această relație. Aș fi vrut și eu mai mult de la Georgiana, dar mai mult nu se poate, din cauza alor ei, în special din cauza al taicăsu. O, că eram dor de tine și-a pus cameră și nu vreau să mă vadă să vină să facă scandal pe aici. Lasă că nu făcea nimic, că aproape mi-a luat picioarele pe drum. Unde mergem și noi? Nu știu, unde vrei tu. Da? Uh-huh. Vreau să mergem să mâncăm ceva, să bem ceva, să ne iau un pic de ochi. Și după să trecem și noi ușor așa un pic la treabă, că e păcat de îmbrăcămintea asta, nu? Și eu zic la fel. Să nu ne bătem joc de sarea asta dacă tot ai reușit să fugi și să pleci. Suntem împreună de 3 luni și cred că dacă nu o să-i fac pe plac, o să mă lase. Și nu-mi doresc. Îmi place prea mult de el. Deci îmi place așa de mult cum te-ai îmbrăcat în da, seara asta? Mulțumesc. Mă nebunești când te văd sexy așa, jur. Jur că mă nebunești, deci tu nu mai așa să porți lucruri de-astea mulate, că nu mai pot de tine. Pentru tine e normal că nu mai așa o să porți. Exact, că așa vreau. Ia fii atent. Ia să te văd eu cum stai tu pe mașina asta, așa. Adică? Nu, invers. Mă uit așa, am eu un film în cap, ia, lasă-te un pic, lasă-te ce un pic. Ce-i mă iubire, lasă-te un pic, pac, ridică un picior, ia.
Mamă, mamă, să vezi ce-ți fac, te jumulesc. Ești nebun. Să vezi ce-ți fac. Ești nebun. Să vezi ce-ți fac, mamă. Până la urmă suntem tineri și ne putem simți bine și în casă, și pe stradă, și afară, și într-un restaurant. Deci nu văd care e problema. Mi-era așa un dor de tine, nu mai puteam. Jur că mi-era așa un dor de tine, nu mai puteam. Chiar mi-era dor. Ce faci mă aici? Ce faci mă aici? De ce dai mă mine? De ce dai mă mine? Cine ce te-am făcut? Cine ești tu? Cum mă, cine? Georgiana, tu n-asculți ce zic eu ție? Băi, ia mâna de pe față, că nu știu ce să... Ia mâna de pe față, că nu știu ce să fac. Nu mă așteptam ca Georgiana să-mi facă asemenea faze. Eu am crezut că am crescut-o frumos. Dar se pare că ea face ce o taie capul. Mama n-ar fi trebuit să se căsătorească cu un astfel de om. Ăsta nu e om, e tiran. Georgiana, tu nu respecti nimic din ce spun eu. Omule, ia mâna după ea, ce ai? Fata asta de 18 ani. Lumea, știi că poliția... Georgiana, tu vezi câți ani are ăsta? Cum? Georgiana, l-am văzut, era tot pe tine. Ia trece casa, era tot pe tine. Păi și ce vrei, mă, să facem la vârsta asta? Ce vrei să facem? Auzi? Ce vrei? Ce vrei să stăm, să ne jucăm la puțin, mama și la tata? Uite-te puțin în ochii mei. Dacă mă uit în ochii tăi, ești un om bolnav, nu poți să auzi, poate chem și poliția, da? Păi, poate vrei să te ia poliția, da? O chem eu, bă, că ești... Dacă tu te mai atingi de fata asta, taci din gură. În primul rând, nu e taică-su și nu are niciun drept asupra ei. Nu înțeleg de ce se comportă așa cu ea. Da, nu este fata mea. Dar o cresc de 10 ani și acum chiar a sărit calul. Dacă tu te mai atingi de fata asta, o să ai de-a face cu mine. Băi, dacă tu faci mașina și pleacă de aici, cu maică-sa, cu ea nu o să reușești. Te sui în mașină și pleci acum? Dacă vrei să nu ai probleme. Și tu hai acasă. Lasă-mă face! Hai acasă! Ia-mă mâna după ea! Rup picioarele, nu vezi? Rupeți picioarele, că așa meriți. Lasă-mă! Așa meriți, rup picioarele. Dacă Mihai se supără pe mine din faza asta, o să-i ococ rău lui George, dar rău de tot. Așa meriți. Lasă-mă, Treci în casă. Întâlnirea celor doi îndrăgostiți a fost întreruptă brusc și deloc în termeni amiabili, iar Mihai se vede nevoit să-și vadă de drum și să accepte situația, oricât de mult îl deranjează atitudinea celui care de 10 ani o crește pe Georgiana, deci dincolo de chemarea sângelui, este tată. Ce Mihaela, faci? Uite-te la tine cum arăți. Uite-te la Mihaela, vino să vezi cum arată fita la ora asta. Dar vino mai repede, da? Să vezi ce faci. Dar Mihaela, ce faceți, mă? Uite-te ce se întâmplă. Mă împinge, era să-mi rup picioarele pe aici. Uite-te la ea cum arată cum la ora arată? Dă-mi voie să zic unde am găsit-o la ora asta și ce făcea. Era cu unul pe capotă la ora asta, în fustă, în scurt, îi trăgea ala de fustă. Ei, hai că exagerezi. M-am căsătorit cu George acum 10 ani, pentru că tatăl fetei mele murise într-un accident și nu aveam cum să mă descurc singură. Tată nu e cel care te face. Tată este cel care te crește. Și eu chiar vreau să-i dau o educație bună. Vreau să-i ofer o viață frumoasă. Te rog! Ai exagerezi! Mihaela, nu exagerezi cu absolut e nimic! E foarte ok, e tânără, ce vrei, s-a făcut cald afară... Voi e... vă gândiți puțin, voi vă gândiți, cum să iasă, mă? Dar este 18... cu băiatul ăla, este... îl cunoaștem, Mihaela, nu? E un băiat serios, Mihaela, e iubitul ei! Mihaela, la 18 ani, trebuie să aibă în cap doar să învețe, să-și facă o viață, să-și facă o carieră, în niciun caz... Tu ce vrei? Lasă, vezi tu de treaba ta, că eu învăț eu de Georgiana, studa, hai! Georgiana, eu pentru tine fac treaba asta, nu fac pentru altcineva, gândește-te ce la tine! Faci? M-ai ce faci? De Mihaela, râs? Vrei să ajung în centru frumos? Vrei după aia să-ți vină cu burta la gura acasă și s-a terminat? Da. Hai că exagerezi, s-a mai supărat și băiatul așa plecat! Din cauza ta nu pot să am și o relație, să fiu și Georgiana, o rândul fetelor! Georgiana, ești un copil, nici nu ai idee la ce pericole te expui! Sunt un adult, dar da? Dar cum să faci asta, și vreau să-mi trăiesc viața! Mea, de adult, sunt tânără. Ești un copil fără minte, asta ești. Știam de la început că e un bărbat autoritar, dar m-am gândit că o să pot să-l schimb. M-am gândit că o să prindă drag de mine, de Georgiana și o să fie altfel. Trebuie să le țină în frâu. Nu am încotro. Eu nu vreau să mă fac de râs. Auzi, știi ceva? Nu ești tatăl meu să zici tu cum să mă îmbrac și ce să fac, da? Am întrebat-o pe mama, a zis că e ok.
Nu sunt tatăl tău, dar tocmai că trebuie să respecti trăiești în casa asta. George, și amândouă trebuie George, să... ne aud vecinii, George, te exact, la vecini m-am gândit și eu în momentul când am văzut-o afară, că ne văd vecinii cu cine să tăvălea ea până mașină. Tot, te rog, fix vecinii era treaba ta, fix vecinii, în fiecare zi Georgiana, Mihaela, eu am o prestanță în cartierul ăsta, sunt cineva, nu pot să fiu vorbit pe la spate, nu pot să fiu bârbit. Dar tu nu vezi toate fetele cum umblă, o vezi numai pe Georgiana, te-ai fixat, te-ai fixat, uite-te la toate fetele. Voi vă gândiți puțin? Eu sunt acum între Ciocan și Nicovală, între bărbatul meu și între fiica mea. Amândouă sunteți inconștiente și vreau să vă rog foarte mult, stați în casa asta, respectați ce vă cer. Ești ceva? Dacă nu, ușa e acolo. Nu ești tatăl meu, nu spui tu mie ce să fac. La revedere. Georgiana, nici nu ai idee cât greșești. Nici nu vreau să aud, a, știi ceva, lasă-mă pace. Nu avem încotro, trebuie să ne supunem. Mai am puțin și fac 50 de ani. Ce să fac? Unde să merg? Deci nu-mi vine să cred în ce hal se comportă cu mine. Și nici măcar nu sunt copilul lui. Nu te mai suport, te urăsc. Mi-ai distrus viața. Nu mai pot să trăiesc și eu în liniște, să fac nimic. N-am văzut așa ceva. M-am căsătorit căci da. Aveam și eu nevoie de o femeie în viața mea. Aveam nevoie de o familie. Dar nu m-am așteptat la asemenea greutăți. E fita, da? Pune-o la punct, că dacă nu, jar mâncați amândouă. Da, am luat-o cu un copil. Pentru mine nu a fost un impediment. Impedimentul a fost atitudinea ei. Georgiana, mamă. Georgiana. Georgiana, mamă. Hai, mă, ieși hai, mă, iubita mea. Serios, acum. Ieși afară. Georgiana, te rog eu mult. Te rog, încearcă să înțelegi. Te rog frumos să nu te mai cerți cu el. Să nu mai provoci scene de genul ăsta. Te rog eu mult. Ce scene? Tu l-ai văzut cum face? Ai fost puțin atentă jos? Deci maică mea asta e oarbă, e... de nu-mi ține mie partea. Nu este un tip rău, dar are pretenții. Dar până la urmă, cred că ne vrea binele pe undeva. Eu pentru tine... sunt cu el. Pentru tine m-am căsătorit cu el ca să-ți ofer un cămin. Ce mă? Da? Să-ți ofer siguranță, o casă, un viitor. Cu așa casă mai bine lipsă, ascultă ce zic. Mai bine lipsă. Georgiana, te rog frumos, ascultă și de omul ăsta. Ce să fac? Depindem de el, n-avem ce să facem. Normal. Dacă a început să mă dea pe mine la o parte pentru un bărbat... habar n-am unde o să ajungem. Cred că ar trebui să plec de acasă. Te manipulează numai cum vrea el. Faci ce zice el, gătești ce zice el, spui ce zice el. Draga nu mea, vezi că tu draga ești... Cum îmi vorbești mie așa? Georgiana, te rog eu mult. Haide să nu trecem în termen din așa. Păi asta e adevărul. Te rog, fii și tu mai calmă, fii și tu mai diplomată și mai înțeleaptă. Omul este cum este, lasă-l așa. Și noi ne facem treburile noastre. Eu înțeleg că bărbații sunt autoritari. Dar eu n-accept să mă umilească. Sub nicio formă. El ne iubește. Ne-a mutat într-o casă nouă. Are grijă de noi. Îți oferă tot ce-ți dorești. Tu nu-ți lipsește nimic. Ne iubește? De ce te porți așa? Tu numești teroarea asta iubire? Ce înțelegi tu prin iubire? Ai tot ce-ți trebuie. Degeaba nu înțelegi. Nu vezi că sunt încuiată aici? N-am voie să ies, n-am voie să fac nimic. Hai bine, ok, lasă-mă pe mine. Că eu nu sunt fisa. Dar are dreptate. Mihai e mare, e mult mai mare decât tine. Ce unde, ce viitor ai tu cu Mihai? Spune. A, acum îi dai dreptate să înțeleg. Jur că ți-a spălat creierii de tot, jur. Nu m-a lăsat să muncesc. Așa că eu de 10 ani am grijă de el, am grijă de casă, am grijă de fată. Sunt casnică. Fii atentă la mine, fii atentă ce spun. Eu termin bacul, deci termin cu totul și plec din casa asta. Mi-au chirie, nu știu, văd unde să pleci? Unde să pleci în lumea asta? Unde o ochii? Unde o-i vedea cu ochii? Mai copilă, măi, unde pleci tu? Te rog frumos, tu realizezi ce vorbești? Și ce vrei? Ce vrei? Să mă umilească în continuare? Ai văzut ce mi-a zis mai jos? Și tu nici n-ai intervenit. Lasă să te cu
cum n-am intervenit? Cu ce a intervenit? Eu m-a făcut eu am vrut să vă calmez. Nu se urlă la ora asta și la orice oră nu se urlă. Eu m-am săturat de lucrurile astea și tu exagerezi, săturat. Dragă mea, tu exagerezi. Și eu m-am săturat, ce crezi? Și mai eu ai puțină răbdare. Dar mai nu mai am, am avut atâta timp răbdare. Eu în teroarea asta nu mai trăiesc. Dacă vrei tu să trăiești foarte bine. E greu cu adolescenții. E greu cu fiina. Dar, pe de altă parte, trebuie să tac și să o înțeleg și pe ea. Ai făcut cea mai mare prostie din viața ta când te-ai măritat. Trebuia să mă întreb și pe mine, da? Eu n-aveam nevoie de un tată, da? Și ceva? Hai, ieși afară, du-te și consolează-l că poate cine știe plânge. Hai, Georgina! Hai, ieși afară, am zis, să nu te mai văd, ieși. Ieși, du-te după el. Mihaela este prinsă la mijloc între George și fiica ei, poziție care îi creează tot mai mult stres, fiindu-i imposibil să împace ambele tabere. De aceea, de fiecare dată când nu sunt respectate regulile impuse de George, discuțiile escaladează și atmosfera devine tot mai încărcată, inclusiv din cauza Georgianei, care ne surprinde cu obrăznicia ei și îndărătnicia tipic adolescentină. Toate au trecut, este o nouă zi și Mihaela tocmai ce a fost la cumpărături. Surprinzător își face apariția și George, cam nervos ce-i drept. Oare ce s-a mai întâmplat de data aceasta? Aici e plafarul tău? Aici e piața ta? Zi, Mihaela, ce cauți aici? Ce cauți aici? Dar ce cauți? Dar tu, cum ai dat de mine aici? Cum am dat de tine aici? Ia ghici! Mi-a spus GPS-ul unde să vin. Cum? Ce ghici? GPS? Cum ce GPS? GPS-ul din mașină. Mi-a zis unde să te găsesc. Aici e piața ta? Ești plecată de trei ori. Ai zis că pleci pentru o oră și jumătate. Mă urmărești? Mihaela. Tu mă urmărești non-stop? Mihaela, nu-mi răspund. Dar ce sunt eu? Cobaiul tău de laborator? Ce sunt eu? George! Mihaela, nu-mi răspunde la întrebare cu altă întrebare. Ce cauți aici și de ce ești plecată de trei ore? Dragul meu, păi... Căutam făină de migdale, da? Știi că am stabilit că facem rețeta aia. Așa. Că mi-ai cerut o rețetă. Așa. Și... Am fost la piață, n-am găsit. Așa. Am fost într-un loc la plafar, n-am găsit. Acum am venit aici. Mă iei de prost? Mă mai minți mult? Bune, serios, mă mai minți mult? Zi, cu cine ai fost? Unde ai fost? Cum ai ieșit din... Uite, vezi cum ești îmbrăcată? Uite cum ești îmbrăcată. Uite-te la tine. Cum ești îmbrăcată? Păi cu umerigoi? Așa se iese. Uite cât ruj ai pe buze. De ce te-ai machiat? De ce te-ai machiat ca să ieși din piață? Ca să mergi la piață trebuie să te machiezi? Știu că de când l-am luat a fost gelos. Dar acum gelozia lui crește pe zi ce trece. Nu știu ce să mai fac. Eu am fost înșelat de prima soție și de atunci nu vreau să mai trec prin ce am trecut. Ce fac eu se numește prudență. Mihaela, zi cu cine te... Mihaela, mă înșel? Nu, căutam făină de migdale de trei ore pentru tu cauți, tine, dragul. De trei ore tu cauți făină de migdale, dragul. Mihaela, nu mă mai minți că nu sunt prost. Nu sunt prost. Uite-te la tine cum ești îmbrăcată. Uite, machiată. Mi-ai zis că pleci de o oră și jumătate. E cald. A fost foarte cald azi. Cum vrei? Sunt foarte decent îmbrăcată, dar ce ai cu mine, George? Te rog. Mihaela, tu mă înșel pe mine, Mihaela. Nu există. Cum să spui asta? Nu există așa ceva. Nu e în mintea mea așa ceva. Nu e în mintea ta așa ceva? De ce ești plecată de trei ori? Cu cine te-ai întâlnit? Spune-mi cu cine te-ai întâlnit și spune unde ai fost. Nu am găsit în cel puțin 3-4 locații. Nu am găsit și am prins un accident. Mihaela, mă mai minți mult? Mai continui să mă minți mult? Mă crezi chiar atât de prost că nu-mi dau seama ce faci? Mi-am dat seama. Dacă las o femeie liberă să facă ce vrea și când vrea, ea o să mă înșele. Așa că mai bine o controlez. Simt că nu mai pot să controlez nimic. Nu mai are încredere în mine. Nu are încredere în nimeni, de fapt. Și nu știu cum să fac să-l ajut. Mihaela, nu se justifică să pleci de acasă timp de 3 ore și îmbrăcat așa. Da? Te rog frumos, numai. Deci mă faci să mă simt prost. Adică eu te-am luat, eu v-am luat de pe stradă, ți-am crescut copilul, i-am dat tot ce trebuie și ție la fel, ți-am dat tot ce trebuie. Asta merit eu? Eu apreciez tot ce ai făcut pentru noi și pentru mine și pentru copilul meu. Eu nu ți-aș face asta niciodată. Eu te iubesc foarte mult și apreciez foarte mult. Nu te-aș înșela. Cum poți să spui asta? Hai, te rog, calmează-te și hai să mergem acasă. Hai, te rog eu mult. Hai, te rog, George. Nu rămâne așa.
Du-ne mâna așa, mergem acasă, vezi că întorc, mergi tu înainte și vin și eu, mă aștept să vin după tine ca să nu mai ai razna până alte piețe și până alte făini. Da? Mergi în fața mea și vin după tine. Ai înțeles? Da. George devine sufocant și exagerat. Se pare că Mihaela este mereu în vizorul lui și urmărită pas cu pas, ea trebuie să se justifice pentru fiecare mișcare pe care o face. Doar că acest fel de a fi nu denotă prudență, ci o gelozie exagerată, George, dragă. Iar pentru eșecurile din trecutul tău nu este nimeni obligat să îndure atâta chin, nu crezi? În fiecare zi, după școală, Georgiana vine la sală unde știe că îl găsește pe Mihai și, în ciuda interdicțiilor impuse de tatăl ei vitreg, ea nu vrea să renunțe la cel de care este îndrăgostită. Doar că... Bună! Hai, lasă-mă! Ce hai, ai? Hai, lasă-mă, frate, dar ce reacție vrei să am? Ce ai? Am vrut să te pup și tu... Nu, am venit să mă antrenez, că cred că curând o să mă bat cu taică, tu nu știu ce o să fac. Ce voie ai să fac? Știi și tu cum e tata. Măi, înțeleg că o ține pe mai cât asupra pumă, dar acum te ține și pe tine. Am pretenții de la tine. Adică ce faci? Te desparți de mine pentru tata? Nu mă despart, n-am zis că mă despart. Dar trebuie cumva să scăpăm de chestia astea. Crezi că mie mi-e ușor? Zii tu, crezi că mi-e ușor? Băi, trebuie să facem ceva. Numai că m-am zis că să te iau pe ocolite, dar nu te mai iau pe nicio ocolite, că m-am gândit la o treabă, da? Păi și ce să facem? Haide să îi despărțim. Cum adică? Da. Hai să încercăm să îi despărțim, că altă variantă nu văd. Altfel tu rămâi cu ei și asta e, eu plec din viața voastră. Stai puțin, că să îi despărțim așa e simplu de zis, dar cum să îi despărțim pe mama și pe tata? Bă, uite, de exemplu, maică-ta îi place foarte mult să gătească. Așa. Da. Antrenorul ăsta aici, Alex, așa, e foarte bun pe treaba asta. Și face multe vloguri de mâncare și așa mai departe. Ce legătură are? Păi, nu știu, hai să le organizăm o întâlnire. Luma? Da. Pentru că dacă taică-tu ar vedea-o pe maică-ta că se postează cu un bărbat, poate îl facem pe el să o lase. Păi bun, și ideea e că nu știu dacă va merge treaba asta. O încercăm, dacă... n-avem nimica de pierdut. Mai rău dată ce poate să fie. Vorbește cu maică ta, da? Bagă-i în cap ideea asta. Iar eu îmi fac și eu treaba mea de bărbat. Îl iau pe Alex deoparte, vorbesc cu el. Am cu oricum ăsta, e și ahiat după bani. Face asta orice pentru bani. Nu contează. Vorbesc, îi dăm ceva. Și o să vezi că... Bă, uite-te la el cum arată un pic. Omul e Doamne. Pe nutriție și pe tot, e top. Nu și numai că ta singur o să-i placă. A, nu. Chiar dacă are ea vârsta pe care o are. Acum nu o luăm pe maică ta să o aruncăm direct în patul lui. Dar măcar așa, cât să vadă taică tu că maică ta e preocupată. Că lipsește de acasă fiecare zi, că pleacă undeva. Are ocupații, știi? Și când o să mai vadă că se postează cu el pe internet, o să ia foc și poate scăpăm naiba de el. Că jur, nu mai suport situația asta. Nu mai suport. Da, nici eu nu mai suport. Bă, gata, hai, lasă plângăcerile astea. Mă vrei sau nu? Da. Acum e momentul să te decizi, da? Da. Te bagi în treaba asta? Mă bag. Hai acum cu mine să vorbim cu Alex. Ce îi trece prin cap lui Mihai? Auzi, ca să se poată întâlni în voie cu Georgiana, el consideră că cel mai potrivit este să destrame o familie, iar Georgiana, naivă și neavându-l la suflet pe George, s-a lăsat ușor influențată de iubitul ei. Iată că se apropie ora la care masa este gata și Mihaela ne impresionează cu mâncărurile ei gătite după rețete proprii. Oare de fiecare dată ea gătește astfel de bunătăți pentru familia ei? Mamă, ce ai făcut aici? Îți place? Este wow, mamă! Deci nu, stai, le fac poze, n-am cum să nu le fac poze. Quale poze? Sigur. Deci fac... Mamă, uite-te la asta, cum arată! Da, iubirea mea. De
deci îți place. Sper să și mănânci bine de tot. Deci sunt uluită, da? Efectiv. Ți-am făcut și varianta sănătoasă de fast food, că ție îți place foarte mult fast food-ul. Am învățat să gătesc pentru George. El are diabet. Diabetul e o boală foarte păcătoasă. Dacă nu știi să combini ingredientele, glicemia crește instant. Trebuie să o fac pe mama să-și recapete încrederea în sine. O să postez tot ce gătește, pentru că face niște farfurii de senzație. Vreau să postez și zi repede acum din ce sunt făcute, că trebuie păi să fiu aici. Păi omleta cu ciuperci, guacamole și sfeclă. Așa. Ceva și asta inedit. Ce e asta? Asta e un desert, m-am inspirat dintr-o rețetă englezească. Și am adaptat după ingredientele pe care le aveam în frigider, după ce folosim noi. Noi nu folosim lactoză, nu folosim gluten, deci am adaptat totul și cred că a ieșit bine. Bine? Cred că a ieșit bună, da. Bine? E puțin zis, mamă, tu. Deci nu cred, uite-te, uite-te la comentarii, uite-te la like-uri. Deja? Da. Ai și postat? Da, ți-am zis. Și sunt like-uri? Da, deci și cresc în continuu. Gătitul este pasiunea mea și mi-ar plăcea să fiu așa un fel de consultant, să dau sfaturi, să informez oamenii despre ce ingrediente sunt mai sănătoase, ce ingrediente să evite. Dacă George ar lăsa-o să se ducă la concursuri de gătit, ar fi forță. Hai să mâncăm? Bună! E gata bună, mâncarea? Bună, da! Poftim, te rog! Mamă, deci, uite, uite-te, uite-te la comentariul ăsta. Ce e acolo? Am postat poze cu mâncarea făcută de mama, nu vezi și tu cât de pentru wow de e? Ce, de ce ai postat-o? Păi, că trebuie să o promovez. De ce nu? Georgiana, Mihaela, ce e asta? Când văd tot tineretul ăsta că postează, se afișează pe net, îmi vine să cred că lumea a nebunit, a luat-o razna. Georgiana, mediu online, în primul rând, nu e în siguranță să postezi. Păi bune, mâncarea o facem pentru noi ca să mâncăm, nu să o postăm online. Și ai postat-o și ce? O postezi și ce zici? Tu că ai făcut mâncare, tu nu știi să faci mâncare și ai postat pentru tine că știi să faci așa ceva? Normal că nu m-am lăudat eu, am scris că a făcut-o mama, nu? Ce ai făcut? Am scris că a făcut-o mama, adevărul. Păi de ce ai postat-o pe mama ta? Nu, Mihaela, ce cauți pe mediul online postată? Dar ce? Da, voi nu sunteți normale la cap? Că voi nu știți la ce pericol ne expunem? Exagerezi, cum adică? Dar cu ce e greșit? Care e problema? Eu nu văd cu ce e greșit. Eu nu sunt de acord deloc cu online-ul ăsta. Cu cât te expui mai mult, cu atât ești mai vulnerabil. George nu respectă cu adevărat pe mama. Nu-i face nici măcar un compliment. Nici măcar nu-i spune dacă e bună mâncarea sau dacă arată bine. Nimic. Asta e mâncare! Poate și inspirăm niște oameni! Exact! Care e problema? Ar putea să-și facă chiar un canal de în care să... Ce să-și facă? Un canal de n-ai auzit? Canal? Da! Ce canal? Dă un colo de canal, pe bune, asta vă trebuie vouă! Știi că eu gătesc mai special pentru situația ta mai specială și mulți oameni au nevoie de informațiile astea. Păi și tu te simți bine și de păi ce să nu... Tu gătești pentru mine, nu gătești să pui online, pentru că online e pericolul atât de mare. Ce trebuie să știe? Lumea ce mâncăm noi, ce avem pe masă, o, să vadă toate astea, să zică, da, mamă, ia uite, spui de bani ăștia. Tu n-ai văzut câte gospodine fac asta? Exact, exact, și-și postează toate farfurile și toate rețetele de nimic și uite-te aici cum arată. Și voi credeți că e normal? Și am înțeles. Mihaela, tu crezi că e normal așa ceva să te pui online? Mă deranjează că nu mă apreciază niciodată. Nu îmi spune și mie o vorbă bună, o încurajare, absolut nimic. Știu că nu sunt perfectă, dar totuși o vorbă bună ajută, face foarte mult. Sincer, eu nu știu cum poate trăi mama în colivia asta. E de aur, dar totuși, tot colivie e. Îți interzic să postezi așa ceva. În momentul ăsta iei și ștergi totul și nu mai avem ce discuta. Gata. Da, bine, bine, gata, șterg, șterg. Și luați și mâncați, că nici mai mi-e foame. Poftă bună. Mulțumim. George. De ce te comporți așa? De ce are Mihaela? Mihaela, gândește-te la riscuri, te rog frumos. Exagerat. Pentru noi e suficient. Ce-ți lipsește? Ce ai nevoie? Decât să intru în polemici cu el, mai bine tac și fac ca el. Mihaela, m-ai înțeles?
Eu te înțeleg, dar îți dai seama că tu exagerezi. Nu exagerez absolut deloc. Te rog să te gândești foarte bine la ce ți-am spus eu și nu apărem online cu nimic. Din nou, George se impune virulent în fața Mihaelei și a Georgianei. Nimic nu-i convine și consideră că ultimul cuvânt îi aparține necontenit. Dar oare grija pe care ți-o poartă Mihaela și calitățile ei chiar nu sunt demne de apreciat? Sau consider că totul ți se cuvine, George, dragă? Mihaela, deschide că știu că ești aici! Zi, îți place așa? Îți place viața asta? A? Astăzi am venit cu un invitat special. Trebuie să muncești și tu, trebuie să fii și tu independentă, nu? Nu vreau să mă gândesc la rău așa. Se leagă. Dieta cu antrenament. Se leagă, da, da. Postați rețetele tale alea minunate pe care le faci. Fetițo, fetițo, bagă-ți mințile în cap că nici nu-ți dai seama cât de manipulat ai fost. Eu m-am săturat de chestiile astea, să știi. Nu mai vreau să-ți rezolv problemele. Deschide ochii, măi, mamă, deschide ochii. Nu mai sta atâta în cenușa pe care tot George ți-a pus-o în cap. Din câte am observat, Mihaela nu are niciun cuvânt de spus în casa lui George. Singurele ei drepturi par a fi obligațiile de casnică și de gospodină, fără vreo șansă de a ieși în evidență sau de a-și exprima doleanțele. Altfel spus, ea nu este fericită. Mamă, uite-te și tu! Câte comentarii, câte like-uri și adoruri, uite! Câte, draga mea, câte? Peste 500! Da, și degeaba. Ți-ai zis să le ștergi, da? Ștergere. Nu e, avem. Cum să le șterg? Uite-te și ce... Pentru ce comentarii frumoase! Comentarii, dar ai văzut ce comentează taică tu? Ai văzut. Cineva George. Scrie, ascultă, ascultă la mine, cineva scrie că vrea să te angajeze. La ce să mă angajeze? Nu există. Cum? De ce? La ce să mă angajeze? Să te angajeze, mamă, în restaurant. Tu vezi ce platouri faci? Da, dar la restaurant e altă poveste. Dacă reușesc să o despară de George, o să am și eu în sfârșit o viață liniștită. Trebuie să ai încredere în tine și trebuie să înțelegi că ceea ce faci tu este artă, măi, mamă. Draga mea, la restaurante nu e timp de artă și dacă e timp de artă, este pe bani mult și trebuie să cunoști și trebuie să ai, în fine, da, nu știu cine, ce propunere e pe acolo, plus că anulează tot pentru că taică tu asta vrea. Eu nu anulez... George nu e de acord. Deci ai văzut? Ai văzut azi, da? Nu se eu poate. Nu anulez nimic. Ascultă-mă. Ascultă la mine. Mamă, tu ai un talent născut în ceea ce faci. Dar tu te lași manipulată de bărbatul ăsta, care nu te lasă să scoți capul din cenușă. Bărbatul ăsta ne-a ajutat. Știi și tu, ne-a ajutat enorm și încă ne ajută. Nu am ce să fac, nu am. Măi, mamă, lasă-mă cu ajutatul. Mă blochează în toate, nu am, tu nu vezi că... Ce vrei să ajungem în stradă? Adică chiar știi că e capabil de lucrurile astea. Un bărbat care te iubește trebuie să te susțină. Ce face el? Te susține? Ți se pare că te păi susține? Păi vezi că ne susține, adică de bine de rău suntem, uite, într-o casă, avem tot ce ne trebuie. Bun, și dacă mâine să zicem că... Nu știu, s-a plictisit de tine, zic, sau poate l-am enervat eu prea tare. Ne dă afară, da? Ce facem? Fiimea are dreptate. N-am făcut nimic pentru mine în ultimii ani. M-am dedicat doar lui George și familiei. Trebuie să muncești și tu, trebuie să fii și tu independentă, nu? Nu vreau să mă gândesc la rău așa. Păi, ar trebui. Îl vezi păi și tu cum reacționează. Păi ce să fac, iubita mea? Nu am cum. Eu dacă încep să fac vreun proiect sau să mă angajez, de exemplu, așa. Atunci chiar că ajungem în stradă, adică în secunda 2. Măi, mamă, dar de ce stai tu cu el dacă nu te simți bine în relația asta? Ce alternativă avem? Nenumărate, tu știi câți bărbați ar vrea o femeie ca tine și frumoasă. Ce spui și acolo? Ce doamne? Măi, mamă, Georgiana, eu nu vorbesc din cărți, tu ai ieșit pe stradă să vezi și tu lumea măcar? Ai ieșit și tu pe stradă? Nu știu ce să zic, dar cred că fiimea are dreptate. Încerc să-i deschid ochii, să o salvez pe mama, de fapt să mă salvez pe mine.
m-am gândit la ceva. Vorbesc eu cu cineva, cu un tip care este... Ce tip? Nu aduci niciun tip. Ce tip? Nu, dacă află taică tu de vreun tip. Aducem pe cineva, că nu este el acasă, că nu sunt nebună. Imposibil! Poate avem și camera ascunsă. Ce vorbești, Georgiana? Te rog frumos, termină. Ai, nu, mamă, nu există. Nu fi paranoia. Nu pot să aduc un om străin aici. Nu există decât cu știrea și cu aprobarea lui George. Dar e doar cum. Pentru filmare. Te filmează și poate atât. Poate mai mult. El nu vrea nici filmare și el nu vrea străini în casă. Eu știu că și mama ar vrea o altfel de viață. Dar nu înțeleg de ce e frică de el. Știi că e gelos, știi că e paranoic cu străinii, să nu știe nimeni ce se întâmplă la noi în casă, să nu postăm. Nu mă lasă să mă îmbrac într-un fel mai interesant, doar să fiu așa în niște haine banale. Știi cum este el? Propun altceva. Mergem noi la sală, îți fac cunoștință cu instructorul meu de fitness. El se pricepe pe partea asta cu sportul, tu te pricepi pe partea cu nutriția. Iar e un bărbat implicat, iar sunt probleme... Ai măi, mamă, că nu află nimeni și dacă află, care e problema? Îi spui și tu că mergem la sală, că oricum ai probleme și tu de sănătate și îi spui că ți-a recomandat doctorul să mergi la sală să faci sport. Și așa ești sedentară de ani de zile. Trebuie să se gândească că dacă acum nu are curajul să facă pasul ăsta, nu o să-l mai facă niciodată. Da, nu mi-a stricat puțină sală, păi, da. Asta zic și eu, că nu ți-ar strica. Mergem la sală, vorbim cu el și... Poate și ce să face? Adică el, ce o să facă el? Faceți o echipă și vă faceți canal de... Postați rețetele tale alea minunate pe care le faci. Și crede-mă, mamă, nu trebuie să mai stai lângă tiranul de George. Nu te respectă, nu te iubește, nu te susține. Tu asta vrei să-mi arăți mie drept exemplu? Haide, curaj! Curaj, te rog, curaj. O conving eu și știu eu ce să-i zic. Să știi că pe lumea asta niciun bărbat nu o să te iubească mai mult decât te iubesc eu pe tine. Eu sunt sânge din sângele tău, înțelegi? Eu. În mintea și sufletul Mihaelei se dă o bătălie între recunoștința față de șansa pe care George i-a oferit-o în viață și neîncrederea de sine ce i-a fost inoculată de acest bărbat posesiv, gelos și obsedat de control. În acest context fragil, îndemnurile Georgianei sunt binevenite, doar că adolescenta nu spune tot adevărul. De fapt, în spatele încurajărilor ei există un plan mărșav. Iată că a sosit și ziua în care Mihaela, încurajată de fiica ei, a venit la sală ca să-l cunoască pe Alex. Iubita mea, deci eu nu mă simt în apele mele, nu sunt bine. De ce? Știi că George mă urmărește tot timpul. Hai, și GPS pe mașină, adică... Nu știu, sunt stresată, nu pot, nu sunt în elementul meu, nu pot să stau aici. Nici jenă de toți oamenii ăștia. Nu fi paranoia că nu te urmărește nimeni. Și mă pui să mă întind pe aici, deci chiar nu... Hai, măi, mamă, ce e așa să, mare lucru? Vreau și eu să mă reîmprietenez cu sala de sport, dar... Da, ce? Ți-e frică? Nu simt bine, nu știu, e... Nu e zona mea de confort. Nu știu, hai să plecăm, nu pot. Hai, măi, mama, hai. Am venit până aici, te-am convins și acum dai înapoi ce-i asta. Eu nu l-am mințit niciodată pe George. De fapt, eu nu mint niciodată. Și sunt acum pusă într-o situație în care nu știu ce să fac. Mi-a fost greu să o conving pe mama. E foarte încăpățânată, dar n-am avut încotro. Așa te vreau, așa! Așa nu mai pot obosiți! Ba, poți! Hei! A, bună! Ce să fac bine, mamă? Îți prezint pe Alex? Bună! Mihai, îmi pare bine! Am auzit. Sunt Alexandru. Sunt antrenor în această sală. Da. Și într-adevăr am auzit despre cum gătiți. Sunt foarte, cum să spun, încântat. Nu știu ce stil este, dar arată deosebit de bine. Este, bănuiesc că gustul este excelent. Ah, mulțumesc, da. Ați văzut poze sau ceva? Da, mi-a arătat, da, am văzut. I-am arătat eu, da. Multe ce comentarii, multe like-uri. De exemplu, eu, ca și antrenor, predau și online.
de când a fost pandemia, am început să predau online. Nu puteam să venim la sală și atunci predam online. E, și mă gândeam că, fiind o chestie foarte comodă și să antrenez de acasă, mă gândeam că dacă am putea face noi ceva împreună. Eu sunt antrenor de culturism și fitness. Și pentru un corp sănătos este nevoie și de o dietă corespunzătoare. De aceea am nevoie de Mihaela. Eu sunt sigură că îi va plăcea de Alex, că am mirosit-o eu pe mama cum se uită după tinerii bine făcuți și sunt sigură că va cădea în plasa lui. Am pagina de și crede-mă că merge perfect. Foarte, păi și crezi foarte că bine. Oamenilor o să le placă ce gătesc eu? Adică păi eu mi-am făcut stilul meu pentru că am soțul cu situația în care este cu diabetul. Și am studiat foarte mult și am încercat să fac așa un fusion, o combinație din asta de meniuri care să și aibă gust bun și aspect, dar să aibă și efectele astea de sănătate, știi, să nu agraveze inflamație, chestii. Perfect, eu ce zic? Ar merge... Da, oamenii nu sunt obișnuiți cu asta, ei trebuie... Bă, știi, da, în ziua de astăzi sunt foarte mulți care sunt foarte atenți la ce mănâncă, bio, bio, vegan, orice, mai puțin carne, sunt foarte mulți care vor să aibă dietă. Da, zona mai e vegan, ro-vegan, așa, știi? Bă, aia zic, carne perfect. Nu prea... Ce zici? Dacă am face chestia asta, ar fi foarte, foarte bine. Mâncarea, sala... Da, uite. Clar, e o combinație bună, dar nu știu dacă sunt eu potrivit, adică nu m-aș băga în asta. Mihaela. Adică soțul meu nu mă susține cu lucrurile astea, adică... Mihaela, am văzut comentarii, mi-a arătat Georgiana, foarte, foarte multe și foarte multe aprecieri, te rog, crede-mă, am face o echipă perfectă. Eu cu Georgiana avem un plan, iar dacă ne iese, oameni suntem. Și gândește-te în felul următor, ai putea câștiga o grămadă bani, spune-i tu, Alex. Automat, și asta este o variantă, pentru că, pe lângă faptul că tu gătești, eu vorbesc, dacă observi că merge bine, puteți să îți faci... Păi cum faci bani cu YouTube? Filmele astea? Spune-mi cum se fac. Dacă vezi că merge bine, ești îngândată și vrei să continui, îți fac pagina de administrez eu și tu gătești și mergi mai departe. Este o lume care și nu mă depășești, adică... Tehnologia, nu știi. Mama, eu okay. Zic să încerci. Prin n-ai nimic de pierdut. View-uri. Cu cât ai mai multe, cu atât păi și cum vin câștigi. Banii? De unde vin banii? Din cei care se vizionează ceea ce faci. Pentru că din câte am văzut la Georgiana când mi-a arătat pe telefon, am rămas uimit câte like-uri, pe lângă comenturi pozitive. Deci este un... Și sunt oameni care se pot abona, care se vor uita constant la tine și la ceea ce gătești tu. Asta sună ca un job, eu o fac din pasiune, știi? Eu o fac din pasiune, dar aceeași pasiune. Tu gândești că nu gătești pentru un restaurant cu 100 de oameni, tu gândești pentru tine o idee care ți-a venit ție astăzi în cap și vrei să o pui în practică. Băi, fac asta, cum? Câți oameni sunt? Câți vor să mănânce? Pe lângă asta, mai poți să faci o prezentare la un produs. Cum fac eu, de exemplu. Când beau o apă, vine firma respectivă, Alexandru, vreau să-mi promovezi și mie apa. Ah, ok. Pui și un produs acolo, nu neapărat că îl folosești sau nu, dar e reclamă, știi? Nu m-am gândit că poți să faci bani și chiar mulți bani. Ar fi o variantă pentru mine, ca un job, de fapt. O lună, două îi dau lui mama și după, sigur, se va îndrăgosti de Alex. Se leagă. Dieta cu antrenament. Cred se leagă, da. Eu trebuie să mai lucrez la aspectul ăsta de sală de sport. Sunt aici. Tu poate mă ajuți cu asta? Tu trebuie să ai mai multă încredere în tine și să înțelegi că pasiunea ta nu este doar o simplă pasiune, este artă, mamă, este artă. Și un câștig. Exact, ce putere câștig. De convingere ai tu. Wow. Na, dacă tot e gătitul la modă și pot să fac și bani, până la urmă, de ce nu? Pune în practică ce știi, cum tot sunt că și eu. S-a inversat rolurile. Acum parcă tu ești mama mea și mă vezi ce să fac. Adică... Nu, ai o variantă. Folosește. Și eu, dacă sunt antrenor și nu predau, văd ce sunt antrenor. Da, sunt antrenor cu o diplomă pe care hai nu folosesc. Hai să încercăm. Hai să facem. Așa, așa okay? Te vreau, așa. Hai. În sfârșit, Mihaela zâmbește. Poate totuși aceasta este șansa ei de a deveni cunoscută în mediul online, urmărindu-și pasiunea și împărtășind celorlalți rețetele ei miraculoase. Cu un antrenor la dispoziție, ea își poate lucra și corpul, deci până acum totul pare a fi în avantajul ei. Dar care este următorul pas?
Hei, bună. Bună. Ce faci? Bine. Intră, te rog, cu încredere. Îmi dăm voie. Mulțumesc. Ha, dar foarte frumos, foarte impresionant e. După cum ți-am promis, sunt un profesionist. Nu numai în antrenamente, dar și în... Păi și ai pregătit toate astea și luminile și... Ți-am spus, așa trebuie să fie. Oricum, bănuiesc că n-ai nicio emoție, da? Bănuiești un pic eronat, adică eu nu știu ce să zic. M-a surprins foarte plăcut. Nu m-am așteptat ca Alex să organizeze propriul meu studio la el acasă. M-am pregătit, că din chestia asta s-ar putea să iasă bani frumoși. Iar dacă ies bani frumoși, cred că mă apuc și eu de gătit. Respiră, 1, 2, 3 și... Fără emoții, trebuie să rezolvăm, trebuie să fie bine, reușești. Ai încredere în tine. Eu am încredere în tine, ok? Uită-te la mine. Ești frumoasă? Ai aptitudinile necesare pentru a face ceea ce trebuie să faci? Ești pregătită? Este mediul tău? Tu ești șef acum. Ok? Ce spui tu este ordin pentru mine. Dar trebuie să reușim. Ok? Încredere? Încredere? Okay. Putem? Da. Facem? Încercăm. Nu există încercăm. Da. Reușim. Ok. Deci, după cum bine vezi, toate sunt la locul lor. Nu știu cu ce vrei să începi. Nu știu ce ai de gând să faci astăzi. Dar... Toate mi se învârt în cap. Adică, oricum, voiam să fac friptura aia de conopidă. Sună bine? Da. Wow. Deci, da, trebuie să mă adun. Relaxez-te. Nu știu ce o să iasă din nebunia asta, dar clar, eu vreau să încerc și să merg până la capăt. Un pic. Dacă era de vârsta mea, mai tinerică, mai aranjată, bubuiam. Bună ziua, dragii mei! După cum vine v-am spus, săptămâna trecută, astăzi am venit cu un invitat special. Un invitat care pe mine, cum să spun, m-a cucerit, de care m-am îndrăgostit. Este un personaj minunat. Și se numește Mihaela Dragomir, care este în vârstă de 43 de ani. Am stat bine să mă gândesc. George n-are cum să afle. El nu stă deloc pe net, doar se uite la știri din când în când și n-are de unde să afle. Ce avem astăzi în meniu, de exemplu? Ce ne-ai pregătit astăzi, Astăzi Mihaela? Încercăm o rețetă cu conopidă, okay. Friptură de conopidă. Sună interesant. Da. Care are un topping de ciuperci și ardei copt. Sper să vă inspire și acum să trecem la treabă. Ok, bun. Până la urmă, tot rău spre bine. Fac ceea ce îmi place. Să scriu rețete și să le prezint. Acest fel de mâncare se gătește foarte simplu. Este adevărat? Unele, să știi că unele meniuri sunt, se gătesc în 5 minute, adică depinde ce faci, știi? Uneori îți poți pregăti o mâncare foarte consistentă la blender și deci pui toate lucrurile în blender și în 5 minute le-ai gata. Poate îți ia mai mult timp să le speli, de fapt, știi? Deci în bucătăria asta... Contează să pui dragoste, pasiune și atenție. Absolut. Păi așa am învățat eu din ultimii 10 ani să gătesc altfel. Pentru sunt că... foarte mândru de... Pentru că și eu, în felul meu, când gătesc cu dragoste, pun multă afecțiune și sunt foarte atent, pentru că am impresia că în felul ăsta mâncarea primește mai mult gust și organismul absoarbe cu dragostea cu care am oferit să o gătesc. Și atunci este un lucru minunat. Îmi place foarte mult de el, dar na, păcat că e mai mic decât mine și oricum nu se poate nimic, dar tipul e foarte interesant. Nu întâmplător ți-a fost ales acest bărbat ca partener, Mihaela dragă. Tocmai, scopul este ca tu să te îndrăgostești de el. Iată friptura noastră de conopidă, o mâncare foarte light, foarte satisfăcătoare de seară. O să pun materialul pe toate platformele online și sper să iasă multe vizualizări. Acum ce pot să zic? Echipa perfectă, sport și nutriție. De astăzi îmi face echipa perfectă, Alex și Mihaela. Vă pup! Pentru prima ei apariție online, Mihaela s-a acomodat foarte repede și se simte în elementul ei alături de Alex. Cât despre meniul de astăzi, te felicităm, Mihaela! Ne reîntoarcem în vila lui George și observăm că Mihaela începe să-și acorde mai mult timp și devine preocupată de felul în care arată. Oh, dar ce faci, mamă? Te aranjezi? Da, mă aranjez.
te aranjezi pentru Alex, nu-i așa? Ei, cum, mama? Ei, cum, nu? Hai, te rog frumos, Georgiana, te rog. Cum să zici așa ceva? De ce? Păi, Hiorân, și-l fata e că tu ce ai? Nu există. Georgiana! Mi-a făcut avansuri. Dar n-am cum să fac nimic. Nu pot să calc strâmb. Nu pot să-l trădesc pe George. De ce să nu-l înșeli? Alex e tânăr, e frumos, arată bine. De ce nu? Nu există. Ei, nu există. Te rog frumos. Și așa, George nu te respectă, nu te iubește, nu face nimic pentru tine. Alex ar fi un om foarte bun. Măi, mamă, tu te auzi ce vorbești? Cum să spui așa ceva? George ne-a oferit o casă, un acoperiș, are grijă de noi, bani, mașină, tot ce vrem noi. Dacă mama ajunge să-l înșele, la revedere, Georgică. George e un om dur, dar pe de altă parte, el este omul care ne-a salvat. El a fost pe moarte și tu l-ai salvat. El ar trebui să-ți fie ție recunoscător, nu tu lui. Pentru ce să-i fii tu lui? Pentru o casă? Un adăpost? Degeaba, dacă e o colivie, tot degeaba e. Deschide ochii, măi, mamă, deschide ochii. Nu mai sta atâta în cenușa pe care tot George ți-a pus-o în cap. După ce a murit soțul meu, toți mi-au închis ușa, m-au evitat. Eram disperată. Și George este cel care mi-a oferit un cămin, mie și fetei mele. Nu am cum să fac asta. George, ascultă la mine. Te folosește și atât. Tu ești doar o servitoare în casa lui. Practic, el toți anii ăștia te-a exploatat la maxim. Pentru ce? Pentru un castron de mâncare pe care ni l-a dat mie și ție? Asta e viață? Eu știu ce încearcă fiimea și are dreptate. Dar, pe de altă parte, nu pot. Este greu, mă umilește, mă plafonează, dar nu pot să-i fac asta. Zi, îți place așa? Îți place viața asta? A? Ce faceți? Uite, vorbeam. Ce vorbeați? Păi vorbeam că trebuie să mergem până la facultate. Avem... Ce să faceți? Să mergem la facultate. Tu mergi la facultate? Tu unde ieși? Păi merg cu ea. Exact, tu adică mai vrei să este că tu... un eveniment. Mihaela, tu ieși afară așa, cu decolteul ăsta? Pe păi, stradă îmbrăcat așa? Uite-te la tine și părul ăla zici că l-ai băgat în priză. Ce faci? Întinde-l, prinde-l, fă ceva. Cum ești cu decolteul? Deci nici nu discutăm, nici nu... Mergi și te schimbi în momentul ăsta, nu ești pe stradă așa. Cu atitudinea asta a lui, chiar că mă face să mă uit după alt bărbat. Pur și simplu nu mai rezist. Avem ziua porților deschise. Georgiana, nu te bagi în discuția asta. Da, n-avem ce discuta. Da. Mihaela, te mergi și te schimbi în momentul ăsta. Am vorbit, da? Nu fuste scurte, nu decolteu, nu afară, nu nimic. Am stabilit odată asta, nu mai are rost să mai revin. Măi, Georgiana, nu ai ce să te bagi. Vine și mama Ionelei și știi foarte bine că femeia aceea se bagă foarte bine. Ea trebuie să iasă cu decolteul ăsta? Dar tu ai spus că imaginea contează, nu tu ai spus? Georgiana... Știu că nu mă suportă. Adevărul este că nici eu. Dar caut cât de cât să o țin în frâu. Până la urmă, ce fac atât de rău? Gătesc niște rețete și le pun pe net. Cu ce-l trădez? Asta e moda. Mie nu mi se pare nimic indecent în ceea ce... Georgiana, nu, nici n-avem ce să discutăm, nici n-am cum să-ți explic ție așa ceva. Mihaela, noi am vorbit ceva, da? Te rog frumos, am stabilit. Fără decolteu, ne îmbrăcăm și noi civilizat, ne îmbrăcăm frumos. Vrei să mă vorbească lumea pe stradă, să mă vadă pe în cartier, să zică: ia uite cum e cineva asta lui ăla. Ia uite, Georgiana, tu n-ai de unde să știi, ești mică, da, că mai ai de învățat. Lumea contează, întotdeauna lumea a contat pentru tine. Ce zice lumea, ce zice Vasile de la colțul străzii, nu? Ori mă ascultă și respectă amândouă ce le cer eu, ori zboară din casă amândouă. În regulă, în regulă. Mihaela, mergi și te schimbi. Da, deci da, nu da. Discutăm. Nu, nu, da, nu da, mai că mă doare capul. Gata, nu mai vreau să aud nimic. Da, bine, bine, bine. Se pare că Mihaela trebuie să plătească scump șansa pe care soțul ei i-a oferit-o. Zi de zi, reproșurile lui George sunt aceleași și regulile se întețesc. Cumva este de înțeles și revolta Georgianei, nu-i așa?
După ce și-au primit nelipsitele critici, Mihaelei și Georgianei li s-a permis să plece de acasă și, în sfârșit, se simt în largul lor. Ha, mamă, dar vino și tu. Mă susi și pe mine. Nu, mamă. Mă simt mai bine, știi? Mai relaxată, mă. Ți-am zis că am treabă, mă duc la facultate, dar hai că am încredere în tine, o să fie bine, ai văzut sunt și tu câte la... Sunt emoții, știi, încă... Ai atâtea like-uri, atâtea vizualizări, da? Oamenii serios? Te apreciază atât de mult și tu încă ai emoții. Păi, e posibil așa ceva? Hai că am încredere. Am emoții. Am pregătit un desert foarte interesant. Știi că mie îmi place tortul Doboș, dar nu pot să mă întorc Doboș și nici taică tu. Și am inventat ceva pe bază de măr. Aici am vrut să ajung. Să scap de mama, să scap de George și să-mi fac și eu în sfârșit viața mea. Ai încredere în tine, dacă o să-i placă lui Alex, o să ne placă tuturor sigur 100%. Hai, cucerește-l, că știu că poți. Cucerește, Alex. Da, hai, te pup. Mă grăbesc. Pa, iubirea mea. Pa. Hai, vorbim, ceau. Cu cât stă mama mai mult la Alex și cu cât se îndrăgostește mai mult de el, cu atât George o să o bănuiască din ce în ce mai mult de infidelitate. Nici vorbă ca Georgiana să meargă la facultate. Pentru ea, acum, prioritară este doar relația cu Mihai, care nu s-a dovedit a avea o influență pozitivă în viața adolescentei noastre. Și nici de data asta nu pare încântat că se întâlnește cu Georgiana. Oare de ce? Ce faci? Bă, frate, gata, ia două încolo de treabă. Deci, mamă, m-am săturat. M-am săturat să faci mereu așa. Hai, mă, iubire, nu, nu te nu, mai nu, lasă-mă, supăra. Lasă-mă în pace. Deci nu se poate cu taicătul ăsta, bă, frate. Bă, gata, am trecut orice limită. Stai. Deci eu n-am și eu o întâlnire, n-am cu tine, la care să ne vedem la fix. Dar n-a fost eu nu întârzi niciodată. Asta. Nu mai, ia, te rog, mâna după mine și lasă-mă în pace. Hai. Lasă-mă acum că sunt nervos. Dacă vrei să vorbim ceva, vorbim, dar lasă-mă în pace. Îmi revin mai încolo. Lasă-mă. Știi că așa fac. Lasă-mă să-ți spun unde am fost. Nu te mai supăra așa, unde că știi că nu-mi place. Unde ai fost? Am fost cu mama să o las la Alex și m-am grăbit să ajung la tine, dar... Altă problemă. Bă, bine că mi-ai zis. Hai, vezi că planul ăsta cade. Așa. Da? Ca să înțelegi. Deci o să ne cadă planul ăsta. Cum adică? Pentru că ieri m-am întâlnit cu Alex la sală. Așa. Și mi-a spus că nu mai poate să ne ajute cu ce am vorbit. Indiferent de câți bani i-am dat. A pierdut foarte mult. Păi stai puțin, că a fost de acord cu ideea noastră. A fost de acord pentru început, dar lasă-mă. A fost de acord pentru început, dar uite că și-a dat seama. Bă, știi care-i treaba? Maică-ta l-a făcut de rușine. L-a făcut de rușine. Pentru că maică-ta nu se compară cu el. Gândește cum vede lumea de când au postat videoclipurile astea. Gândește cum vede lumea diferența asta de vârstă. Păi lui trebuie o asistentă lângă el, siliconată, botoxată, nu maică-ta. Nu m-am așteptat ca Alex acum să se întoarcă. Eu chiar am crezut că e chimie între ei. Am văzut socializând, glumind, râzând, dar se pare că nu. Nu merge, trebuie să ne gândim la altceva. Deci nu știu ce naiba are tactul ăsta, ce-o fi mâncat el la viața lui, de nu reușesc să scap de el. Și maică-ta... Mai rău ne-a îngropat și maică-ta. Și are dreptate, băi, și-l înțeleg. Deci chiar a avut multe de pierdut. Și nu o să ne mai ajute. Mi-a zis cu frumos. Scopul meu a fost ca eu să o fac pe mama cumva să se despartă de George. Dar ce să fac dacă George n-a bănuit nimic până acum? Hai, nu mai fi lingușitoare așa. Hai să ne gândim ce e de făcut. Că jur, nu mai suport așa. Nu mai suport. Pe ce e relația mea cu tine? Am fă o ceva. Idee. Dacă tot ești supărat că nu ne vedem de fiecare dată la ora care trebuie, că întârzi mereu sau că mă ia tata de la colțul blocului, atunci dă-te tu la mama. Ce să fac? Să te dau la ea. Eu? Cum să mă dau eu la maică ta? Păi mă, cum... Nu, cum mă... Bă, cum... Mamă... Bă, ce idee stai, e asta? Stai, mă, iubire... Cât ai stat tu să te gândești la treaba stai asta? Stai puțin, nu te ambala așa repede, că e bă, vorba... Bă, eu n-am cum să mă dau la maică-ta, gata, subiect închis. Dar nu gândește te... la altceva. Dar nu te dai fizic, te dai online. Nu trebuie să fii tu neapărat, știi că pe... Îți faci imediat un cont fake. Și te dai la ea, încep cu comentarii inițial, apoi încep să-i mai dai un mesaj, mai trimiți o poză cu tine, îi spui că o vrei. Așa vede George. Nu se trimit mă poză cu mine, mă cunoaște. Nu cu tine, cu un bărbat oarecare. Important e să vadă bă, George. Plătesc pe cineva să se dea la ea pe stradă, să, ceva, să nu fac eu treaba asta. Nu știu, nu poți fi lingușitor cu o femeie atât de în vârstă. Tu nu-ți dai seama. E vorba de niște mesaje, mă iubire.
te dai la ea prin mesaje, atât. Trebuie doar să vadă George, să fie gelos, să nebunească și să o dea afară, să se despartă. Nu asta era planul inițial? Acum te întorci și tu cu Alex, că Alex nu mai vrea, că e bătrână, că nu știu ce. Altă soluție eu nu văd. Eu țin foarte mult la Georgiana și de asta fac tot felul de eforturi, pentru că nu vreau să o pierd, vreau să o țin lângă mine. Nu pot să-l pierd pe Dănuț. Îl iubesc prea mult și pentru el sunt în stare de orice, de absolut orice. Ce-ți place ție să mă vrăjești așa? Hai, nu mai fi deci așa. Deci tot pe mine cade. Deci eu am venit prima oară cu o idee și acum vii tu cu o idee, dar tot pe mine cade. Păi tu ești bărbat. Eu trebuie să rezolv problemele tale. Dar eu n-am nicio problemă. Eu sunt liber, eu nu mai mângâia, te rog. Dar sunt problemele noastre, nu doar ale mele. Că și tu vrei să fii cu mine, nu? Nu așa mi-ai zis? Că vrei să fii cu mine. Bine. Bine, o să o fac. O să o fac, dar dacă nici asta nu merge, nu știu ce să facem. Hai că o să meargă. Ai încredere. E o idee genială. Îi dai niște mesaje și atâta tot. Până la urmă nu trebuie să mă las nici eu și nu trebuie să se lase nici ea. Trebuie să facem cumva să rămânem împreună. Stai că mă sună cineva. E George. Da? Ce faci, mă, unde e mătă? Că nu dau de obicei, nu răspund de la telefon. Păi, cred că e undeva la subsol, cred că nu are semnal. Dar nu-ți face griji. Du-te cu telefonul la aia sau așa, că vreau neapărat să vorbiți pe... Nu, sigur s-a dus la toaletă. După ce se întoarce, o să pun eu să te sune, ok? Spune să mă sune urgent, hai. Bine, hai, pa, pa. Ce, mă, ce s-a întâmplat? Sună-l repede pe Alex și zi să-i spună lui mama să-l sune pe George, neapărat, că... Dar de ce nu răspunde, mă, maică ta la telefon? Are telefonul închis când e înregistrări, nu știi? Ok. Scopul meu a fost să fac pe mama să se îndrăgostească de Alex. Dar ce să fac dacă George n-a bănuit nimic până acum? Ce avem astăzi? Îți prezint mărul Doboș. Mărul știi Doboș? Știi că există acel tort Doboș pe care eu îl ador, dar nu prea pot să-l mănânc. Alo, da. Ai noroc. Nici o problemă, zi. Spune și tu, te rog, Mihaelei, că trebuie să-l sune pe bărbatisul urgent, că nu dă ăla de ea. Să-i spună că a fost în baie, că noi așa l-am mințit. Aha, deci acum ai spus să-l sune pe bărbatul. Da. Întrerupeți acolo un pic, 2-3 minute și spune-i să vorbească cu el la telefon, că o sună pasta mică în disperare. Bine. Da? Bine, mersi mult și scuze. Pa. Eu m-am săturat de chestiile astea, să știi. Nu mai vreau să-ți rezolv problemele. Vrei să fii cu mine? Trebuie să faci în așa fel, să îi desparți mai cât apă tai că tu. Da? Altfel, noi doi nu avem ce să facem împreună, că uite, numai de belele stăm, în loc să ne petrecem și noi timpul cum trebuie. Din păcate s-a ajuns într-un moment în care Mihaela nu este doar victima lui George, ci și a propriei fiice. În plus, ea încă nu a aflat că parteneriatul cu Alex nu are sorți de izbândă. Ce situație complicată! Iată-ne în biroul lui George, care și atunci când este la serviciu trebuie să știe pas cu pas unde este și ce face soția lui. Doar că de data asta va avea parte de un șoc. Bună ziua, șeful! Bună! Aveți treabă? Vă rețin și eu 5 minute? Am ceva de făcut, dar nu e o problemă. Poți să spune cu ce te ajut? Vreau și eu numărul de telefon al soției. Am văzut că are numărul de telefon al soției mele? Al soției, da. De ce? O urmăresc de... A apărut de curând pe internet, face rețete și sunt fan, aș dori să mă învețe niște rețete pentru băiatul meu. Stai puțin, că eu bănuiesc că e o confuzie. Nu, e o confuzie sigur, deci n-are cum să... Ea nu gătește, adică știu că virgulă gătește, dar... Da, este cu... Postează pe net, nu... Uite, nu este aici. Când am văzut-o pe nevastă mea pe net... Simțeam cum îmi crește glicemia. Da, dă-mi puțin, dă-mi numai puțin. Care pe mine, cum să spun, m-a cucerit. Bine, pe el îl urmăresc mai demult. Pe care m-am îndrăgostit, este un personaj minunat și se numește Mihaela Dragomir, care este în vârstă de 43 de ani. Nu e soția ta? Da, bine, pe el îl urmăresc, el este de mai mult timp pe internet. Știi cine e? Da, el este
antrenor de fitness. În fiecare dimineață îmi pun filmulețe cu el și fac o oră de sport. Și dacă antrenor de fitness, ce legătură are cu păi am făcut cu împreună, a adus-o și pe ea să gătească, să învețe pe cei care îl urmăresc pe el să gătească și un mod sănătos. Nu puteam să recunosc. Mă făceam de râs în fața colegei mele. Dar eu habar nu am. Dar ce, nu știai? Par surprins. Nu, cred că mi-a spus, cred că a zis la un moment dat, dar nu, n-am fost atent și nu... Știi că este pentru mine... genială, deci are un talent, da. Se pricepe de minune, felicitări. M-am făcut odată de râs când m-a înșelat fosta mea soție. Cred că la fel se întâmplă și de data asta. Și postează pe net, pe ce au chestia acolo? Da, au un site împreună, mănânci sănătos și vegan, ceva de genul, nu... A, și apare și numele lui acolo când postează, da, se vede, da, și numele. De o lună a adus-o și pe ea și fac o treabă genială împreună. Da. Și chiar ți-a plăcut și mi-a okay plăcut, și... da, și am ratat rețeta respectivă, chiar nu am putut, nu știu ce m-a distras. A fost o rețetă care au postat-o împreună, da, a fost cu el? Da, împreună și am ratat fix momentul cu ingredientul principal și nu, n-am și mai putut să recuperez și din cauza asta vreau să vorbesc cu ea. Dar el face rețeta sau soția mea? Soția. Vreau să văd cu ochii mei unde se duce și ce face. Și dacă îi prind în fapt, o să vadă ce o să se întâmple. Ok, hai că o să îți trimit eu numărul de telefon al ei. Bine, îți trimit și bine, o să vorbești cu ea să te rezolve, da? Bine. O zi bună. Bine, la revedere. Asemenea. George este siderat de ceea ce descoperă și observăm cum îl cuprinde furia. Dar oare cum va găsi el de cuviință să rezolve această problemă? Este o nouă zi și o vedem pe Mihaela plecând relaxată de acasă, fără să bănuiască ce se întâmplă în urma ei. Of, George, grea boală gelozia asta! Mi-e frică de un singur lucru acum, să nu o găsesc pe Mihaela în patul altui bărbat. Vreau să fac un plating foarte drăguț. Deschide! Mihaela, deschide! Mihaela, deschide, că știu că ești aici! E bărbat! Mihaela! Nu mai... Mihaela! Mihaela! Mihaela, vă văd! Liniștește! Deschide, că vă văd! Liniștește! Mi-e frică de el. Acum chiar mi-e frică de el, pentru că un om gelos poate să fie și violent. Eu sunt un om respectat, apreciat, urmărit și nu am chef de probleme. Ce s-a întâmplat? Aha! Deci ăsta e amantul! Stai ușor! Ce destrăbălare asta aici? Ce-i desmățul ăsta aici? Ăsta e studio? Ce faceți aici? Videochat pe mâncare? Cu ce... Ăsta e amantul tău? Nu mai vorbi așa, nu e! Mihaela! Nu e adevărat! Mihaela, ce cauți aici despuiată cu ăsta? E pasionat! Ia mâna de pe mine, nu pune mâna pe mine! Ce-i panorama asta aici? Ce-i toată panorama asta aici? Mihaela, ce faci? De-aia n-am vrut să-i spun ce fac și ce-mi doresc, pentru că știam că așa o să reacționeze. Vreau să înțelegi că, unul la mână, ești în casă la mine. Așa! Tu? Și ce faci cu nevastă mea în casă la tine? Păi asta e nevastă mea, știi dacă e casa ta? Asta e nevastă mea! Da, am înțeles. Ce-ai înțeles? Mihaela, cine... George, nu te mai purta așa, te rog! Tu mă faci să fac toate lucrurile astea, pentru că uite cum ești! Tu nu înțelegi ce vreau să fac și eu cu viața mea, nu mă controlez! Ce vrei să faci cu viața ta? Vrei să faci cu ăsta? Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Ce bani ar fi? Explică-și mie ce-s prostiile astea pe masă? Ce sunt astea? Gătesc! Vrei să gătești? Și ce faci? Vă filmați, nu? Alo, bună! Asta vrei să vezi pe filmare? Închideți filmarea! Închideți prostia asta! Să fiu acuzat așa că sunt amantul ei nu-mi pică deloc bine. Pentru că adevărul nu este deloc acesta. Alex mă ajută. Alex știe tot sistemul ăsta. Noi nu... Trebuie să te liniștești. Ești la mine în casă. Domnul meu, am voie să te întreb. Cu ce îmi ajuți nevasta? Până acum era... Cu ce ajuți? Cu o căpșunică în pat? Cu ce ajuți după aia? Cu frișcă? Cu ce ajuți? George, te rog, înțelege-mă. Te rog, este șansa mea să fac și eu altceva în viață. Cu cine? Cu domnul ăsta de lângă tine, nu? Eu ce sunt prostul tău că 10 ani de zile te-am susținut? Acest domn de lângă tine
dorește ca în clipa de față să ne liniștim, să judecăm rațional și să punem lucrurile cap coadă cum ar trebui să fie. Poate să nege ea cât o vrea. Eu simt, eu miros, îmi dau seama că doar am fler. Alex mă iubește cum tu nu m-ai iubit niciodată. Poftim? Nu. Mihaela, tu... El te iubește, tu-l iubești? Nu, nu, eu mare neînțelegere aici, Mihaela. Deci eu iubesc felul tău de a găti și felul de cum lucrăm împreună pentru ce facem ca să postăm. Eu sunt antrenor, tu ești o bucătăreasă aleasă cu mult potențial și multe perspective pe viitor. Când te-am încurajat, când ți-am vorbit frumos, asta n-a fost o chestie de dragoste, a fost o chestie ca să ai încredere în tine. Dar una peste alta, toate au căzut și nu au fost cum au fost așteptările mele. Tot ce ți-am spus, de fapt, nu a fost adevărat. M-ai tras în jos oarecum. De ce? Nu am auzit nimic. E vorba de iubire? Voi vă iubiți? Da, sunt amant, dar nu al ei. Ce să fac eu cu o femeie de 50 de ani? Mă fac de râs. Alex, nu știu, eu... Eu așa am simțit că mă iubești, dar văd că totul e, nu, totul e fals, totul... Acum am spus că nu funcționează nimic. Nu, Mihaela, vezi, totul a fost o neînțelegere. Ca atare că și soțul tău aici crede lucru care îl crede, dând buzna în casă... Dar m-ai indus în eroare, Alex, m-ai indus în eroare. Te-am încurajat, Mihaela, tu te-ai apropiat de mine, nepermis de mult. Mihaela, tu ești sănătoasă? Tu te auzi ce spui? Mihaela, tu ești sănătoasă? A fost o încurajare în ceea ce știi să faci foarte bine, să gătești, în ideea că vom avea un succes pe platforma de pe ai care am postat videourile. A fost o șansă pentru amândoi, din care urma să fac și eu bani și tu bani, dar a fost peste așteptările mele. M-ai tras în jos. Mihaela, este adevărat? Mihaela, nu vine să-mi aud, să-mi cred urechilor ce s-au spune aici. Trebuie să-i spun adevărul, că altfel lucrurile degenerează. Iar eu voi fi apoi spășitor. Fica ta m-a pus să intervin în viața ta. Cine? Și să mă implic în viața Georgiana? Ta. Georgiana? Cine? Planul ei a fost, Mihaela. Eu nu m-am simțit atras de tine și nu m-am avut nicio treabă cu tine. Eram sigur că fiimea asta vitregă o să-mi o coacă. Eu am știut tot timpul că fiimea nu-l suportă pe George și vrea să facă orice să mă despartă de el. Dar nu mi-imaginam că o să se ajungă aici. Ea m-a plătit să vă despart. Și acum, Dumnezeu cu mila. Dureros acest moment pentru Mihaela, ea își dă seama că proiectul în care și-a pus mari speranțe și bărbatul de care a început să se îndrăgostească au fost doar o șaradă în spatele căreia se află singura persoană de la care nu se aștepta să o trădeze, și anume fiica ei. Acum, zarurile au fost aruncate și perspectivele ei de viitor au dispărut. Oare chiar îi este scris Mihaelei să rămână captivă în căsnicia cu George? Numai din cauza ta s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Numai tu ești de vină. Cum poți să spui așa ceva? Cum din cauza mea? Ai uitat când m-ai luat de pe stradă? Și ai țipat de neauzit vecinii? Sau când m-ai târât în casă? Ce faci mă aici cu fiimea? Ce faci mă aici cu fiimea? Nu ți-e rușine? Ce faci mă gola? Georgiana, ce faci aici? Asta? Ce cauți mă aici? Cine ești tu? Ia mâna după mine. Pleacă de aici, pleacă de aici. Georgiana e mare, are 18 ani, e majoră. Ce Georgiana, cine e? Tu nu vezi ce făceam? Georgiana, ai 18 ani, Georgiana, de vin, bagă-ți mințile. Băi, omule, nu mai fi nebun, care și-a văzut ăia și-a un iubit. Ia mâna de pe acum. N-am cum să iau mâna. Acum ia mâna, mă, tu n-au să iei mâna de pe aia. Măi, iubita mea, o iubesc, o respect. Cine este? Georgiana. Georgiana, calmează-te, în primul rând, calmează-te. Ce sunt reacțiile astea? Stăteam și noi. Nu ai 18. Și stăteam, mă, că era pe tine tot. Era... Hai, ia suiete în mașină și pleacă. Alo! Era... Georgiana, era pe tine în mașină, am văzut cu ochii mei. Georgiana, și tu ai uitat că v-am luat în casa mea și te-am crescut ca și copilul meu? Așa, și trebuie să te comporți așa? Sincer vă spun că privind așa din exterior este extrem de ciudat să aud aceste lucruri. Adică vi se reproșează des treaba asta, că nu ați avut un acoperiș deasupra capului și că dacă nu era acest domn, cine știe prin ce gară sau șanț ajungeați? Des? În fiecare zi. În fiecare zi trebuie să ne spună, să ne reamintească că este eroul situației, că dacă nu ne-ar fi luat el, acum 10 ani, probabil am fi fost în continuare pe străzi. E, țin să te anunț că nu cred că eram pe străzi. De ce crezi că a acceptat maică-ta situația asta? De ce? De frică. De frică, pur și simplu. Pentru că este naivă.
credea nu că... Nu este adevărat. Ba da. Nu este adevărat. Ba da, credea că o să se termine pământul dacă nu se căsătorește. Eu nu aveam nevoie de un tată. Cu câtă ușurință vorbești tu despre niște circumstanțe absolut dramatice. Tu erai un copil, ți-e trebuiau păpuși, tu nu înțelegeai situația mea. Și nu poți să califici ce s-a întâmplat atunci drept ceva ușor de trecut. Măi, mamă, nu pot să compar niște păpuși cu o Georgiana, familie disfuncțională. Georgiana, tocmai ți-am spus că ești copil și nu înțelegi. Domnul Ernest, ce e greșit să spui adevărul? Da, erau într-o situație foarte grea și i-am luat și i-am ajutat. Nu este nimic greșit în a spune adevărul, dar când o faci zi de zi, devine oarecum un instrument de tortură, nu-i așa? Adică ți se reamintește zi de zi că nu suntem într-o situație de egalitate unde putem discuta și comunica, ci există o ierarhie, ăla care este pe primul loc datorită căruia voi respirați, are tot dreptul, voi mai puțin. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar eu nu sunt cu totul de acord cu ceea ce a făcut fiica dumneavoastră, pentru că dacă ea ar fi ales să procedeze altfel, aș fi susținut-o 100%. Este foarte greu să crești într-o astfel de atmosferă și să nu reușești să comunici cu cel de lângă tine. Dar asta nu înseamnă, Georgiana, că este ok cum ai procedat tu. Adică, până la urmă, de ce ai vrut tu cu orice preț să o desparți pe maică-ta de acest om? Pentru că am ajuns să-l urăsc, domnule. Ce-a vrut? Ce-a făcut? Stai puțin, Georgiana, ce-ai vrut tu? Ce-a făcut? Ce-a dorit cu orice preț? Să vă despartă pe voi doi. Pentru că am ajuns să te urăsc. Georgiana! Da! Tu ai vrut să ne desparți? Mihaela, tu știi treaba asta? Să vă spun eu cum a fost toată situația și cum s-a întâmplat. Da? Fiica ta și a ta m-a contactat împreună cu prietenul ei Mihai într-o discuție care a avut-o ca să vă despart pe voi. M-am fost plătit ca să mă implic în viața soției tale. Ce-ai fost? Hai să te repete, ce-ai fost? Plătit. Pur și simplu, eu iubesc banii. Mihaela, tu auzi? Eu am fost plătit, lasă-mă să termin, ca să o se duc pe soția ta, pe Mihaela, să facem împreună, eu având un canal de în care eu prezentam lecțiile de sport online, sesiunile de antrenor. Și atunci am găsit cu ea de acord o soluție, Georgiana, să implicăm pe Mihaela să facem această chestie împreună. Ea cu mâncarea, dieta, eu cu sala. Eu am încercat să o ajut pe mama să-și deschidă ochii și să înțeleagă că are un potențial pe care nu și valorifică. Până la urmă, eu știu că tu minți. Cum adică minți? Ce mai e de spus? Mamă, tu ești naivă oricum. Cum adică? Cum îți permiți tu să faci tot felul de manevre? Tu ești un copil și tu ești naivă. Georgiana! Tu l-ai plătit pe ăsta ca să-i facă rău, să ne facă rău, nu? Nu, l-ai plătit, că eu văd. Ce ai făcut, că l-ai plătit. Tu îți dai seama cu ce te joci? Cum să te joci cu sentimentele oamenilor? Ce ai jucat cu sentimente? Cum să intervii într-o căsnicie? Am încercat să te scap de el. Dar nu este misiunea ta să faci asta? Trebuia să vii să vorbești cu mine în mod deschis. Să vorbim și să tot vorbim. Și dacă nu se rezolvă, nu este problema ta să faci manevrele astea. De ce nu ai curajul până la urmă să spui adevărul? Nu cumva Mihai te-a pus pe tine să alegi? Iată. Cine? Mihai? Da, pentru că tu nu ne lăsai niciodată să ieșim. Așa. Niciodată. Așa și? Și ne-am săturat, voiam să fim împreună, eu îl iubesc. V-ați săturat voi doi? V-ați săturat? Ce treabă are Mihai? Că eu nu înțeleg în casa asta. Ce s-a săturat Mihai de casa asta? Ce s-a săturat? Nu, s-a săturat de fapt de tine și de... S-a săturat de mine, foarte bine să meargă drum bun. Tu ești în casa asta, tu și mama ta stați în casa asta. Dar... Ce treabă am eu cu Mihai? Că s-a săturat Mihai. Eu sunt într-o relație cu Mihai și vreau să rămân. Fetișu, așa. Ai 18 ani, vezi de carte și de învățat. Lasă-l pe Mihai. Dar e treaba mea ce fac. Dar ești tu ferm convinsă? Ești tu ferm convinsă că Mihai are același scop nobil, iubirea? Da. Și atunci, de ce ți-ar cere Mihai, practic, să-i faci rău mamei tale? Pentru că asta ai făcut. Ai făcut-o pe maică ta să creadă că poate să aibă încredere în propriile forțe, că poate să fie și ea apreciată pentru munca ei, pentru ceea ce face, ca după aia să afle că, de fapt, omul acesta a fost plătit de către tine. Scopul meu a fost să-i fac un bine, de fapt. Și să iluminez cumva mintea. Tu. Și scopul lui Mihai, care crezi că a fost? Să ajute cumva relația noastră, să putem evolua fără barierele puse de George.
Fetițo, fetițo, bagă-ți mințile în cap că nici nu-ți dai seama cât de manipulat ai fost. Adică un bărbat, Mihai ăsta, apare 28 de ani, da? E mult mai mare decât tine. Te-a jucat, te-a făcut pe degete cum a vrut el. Tu nu-ți dai seama cât necaz și ce nenorocire ți-a făcut. Puși la maua aia de băiat. Asta te-a făcut să pună să te desparți, să ne desparți, să ne certăm, să ajungem la scandalul ăsta, să ajungem la tâmpenia asta. Da? Tot ce știu eu este că tu m-ai ținut din scurt dintotdeauna. Nu mi-ai dat niciodată libertatea de a putea și face... Și tot ce aflu eu, să văd acum cât de gâsculiță ai fost și cum te-a jucat ăsta, cum a vrut păi el. Și bun, am fost gâsculiță, dar de ce? Tot din vina ta. Pentru tot că, repet, m-ai ținut închisă, nu m-ai lăsat să cunosc oamenii așa cum sunt. Voi nu știu, toți aici vedeți numai părțile rele, că v-am ținut închisă. Dar tot ce am făcut pentru voi nu se pune? Nu te uiți la maică ta, nu te uiți la mine, ai nebunit, unde vrei să ajungi cu chestiile astea? Bărbatul ăsta a reușit prin Georgiana să o manipuleze în așa fel încât să ne despartă. Uite dovada, tu îți faci bagajul să pleci. De ce mai dai mă de gând? Eu nu sunt proastă, eu pot să fac lucruri, eu sunt foarte capabilă. Să știu un lucru, dragă, că nu e nimeni și nimic nu o face drept în viața asta, ai înțeles? E casa mea, ușa e aici, alegi să pleci. Vrei să rămân lângă tine? Atunci am și eu niște condiții. Știu eu ce am de făcut. Vreau și eu să vorbesc în casa asta. Vreau și eu să am o voce în casa asta. Am dreptul? M-am săturat să ne spui mereu aceeași placă, că tu ești eroul nostru, că ai făcut o mie de lucruri pentru noi. N-am zis că sunt erou, dar respectați-mi și mie ceea ce cer eu în casa asta. Nu mi-ați respectat nicio secundă. Păi nu aveți cum să le câștigați respectul atâta vreme cât dumneavoastră dați ordine. Atâta vreme cât dumneavoastră nu ascultați și altă părere. Atâta vreme cât dumneavoastră nu comunicați. Nu aveți cum să fiți respectat. Veți ajunge ca orice tiran, ca orice dictator, să fiți urât, să se dorească ca dumneavoastră să dispăreți cumva. M-ai terorizat. Domnul Ernest, cu geloziile tale, cu intenția mea a fost bună. Ok, eu nu spun că intenția nu a fost una foarte bună, dar rezultatul a ieșit unul foarte prost. Iată-vă, după 10 ani de mariaj, în ce situație ați ajuns. Soția dumneavoastră aproape că s-a îndrăgostit de acest om, fiica dumneavoastră vă urește de moarte, deci pe undeva ați greșit. Păi da, dar în urma acestei situații pe care a creat-o Georgiana, sunt și niște lucruri pozitive care au ieșit la iveală din punctul meu de vedere. Având în vedere că Mihaela a fost o femeie terorizată, o femeie care a fost ținută sub papuc non-stop. Anumite motive, ei le știu mai bine decât le știu eu. Important este că ea are niște capacități și este o femeie deosebită care nu a fost apreciată. Și probabil că a găsit mai multă afecțiune la mine, un tip mai deschis, mai înțelegător, mai calm, care a știut să explice, care a știut să-i aprecieze munca, în special stilul de a găti. De ce nu divorțezi? De ce nu te oprești din relația Alex, asta? Alex, nu pot să fac asta, nu pot. Cum? Ăsta e bărbatul care m-a ajutat enorm. I-a rămas cu un copil de 9 ani, mi-a murit soțul în accident. Efectiv m-a ajutat, noi am rămas fără casă. M-a ajutat cu toată situația asta, cu copilul. Copilul tot timpul îmi cerea una alta. Eu atunci eram așa cu serviciu, nimic sigur. M-a ajutat. El e omul care m-a ridicat efectiv, adică și m-a ajutat să-mi cresc copilul. Eu nu am cum să fac asta, nu pot să-l trădez așa în halul ăsta. Da, e adevărat, eu îl mă chinui, într-adevăr, pentru că mă ține în colivia asta și mi-e foarte greu, într-adevăr, dar... Mihaela, tu trebuie să înțelegi că nu trădezi pe nimeni, Mihaela. Tu acum știi ce faci? Îți trădezi propriul tău talent, propria ta viață, propriul tău viitor. Deci tu poți să fii independentă, tu poți să-ți faci banii tăi, tu poți să creezi minunțiile pe care le faci în fiecare zi în bucătărie. Nu știu, dacă pot, chiar pot să fac asta, nu știu. Mihaela, eu sunt aici. Sunt aici ca să-ți ofer încrederea de care ai nevoie. Iar dacă ai nevoie să plângi pe vreun număr, numărul meu va fi aici, ok? Ea a avut grijă de tine, s-a documentat pentru tine, pentru nevoile tale, pentru că ești bolnav, pentru că ai diabet. Ea a studiat, a făcut niște cursuri speciale și tu n-ai știut să apreciezi lucrul ăsta, tu n-ai știut să-i spui un mulțumesc, tu n-ai știut să te exprimi față de ea. Nu neapărat verbal, dar într-un fel anume.
s-o atins, o sărus pe frunte, eu știu ceva, pot să-ți dau eu ideile astea, ar trebui să le simți tu. Nu trebuie să-mi dai nicio idee și nu ai tu cum să înțelegi motivația din spatele meu. Am înțeles ce fel de femeie este ea, nu trebuie să înțeleg motivația ta. Am înțeles ce fel de caracter este, ce potențial are această femeie, ce poate să facă. Și cum l-ai înțeles mai bine? Luând niște bani, nu? Nu, înțelegând și acceptând această persoană. Chiar așa, dacă am primit banii, așa, am descoperit după ce am primit banii că de fapt ea are un potențial și este o femeie care... Că ai primit banii, nu? Nu, din contră m-am bucurat, aș fi făcut-o pe gratis, dar ce să-i faci? Dar iubesc, nu ai făcut-o, nu? Pentru că ai fost asociat cu o persoană mai în vârstă, nu? Și te trăgea în jos pe tine ca și imagine, spune-i! Corect! Spune-i, doamne! Și foarte adevărat, lucru. Pentru că aici ce mulțumiri aveam eu și de ce mulțumiri aveam eu nevoie, să fiu mai precis, nu au fost pe așteptările mele. Eu am avut niște frustrări. De ce? De ce a trebuit să-mi spui că mă iubești? Dar nu ți-am menționat niciodată acest lucru. Dacă eu am făcut niște gesturi față de tine, Mihaela, dacă eu te-am încurajat... Și eu am urmărit vlogul și ai spus la un moment dat o persoană, tra-la-la-la-la-la, de care m-am îndrăgostit. Da, cum? M-am îndrăgostit de felul ei de a fi, cum am menționat. Este o persoană agreabilă, este o persoană care este deschisă, este o persoană care are nevoie de afecțiune și poate să ofere afecțiune pe măsură. Dar ce crede-mă, din s-a înțeles altceva. Și îmi pare rău, dar și mie asta vorba de iubire. Asta trebuia îndrăgosteală, de asta aveai nevoie, nu? Atenție! Atenție! Dragoste, tu afecțiune, mai, înțelegere. Tu m-ai privat de lucrurile astea de ani de zile. Noi n-am avut momentele astea niciodată. Deci întrebarea este, de ce ați ales să rămâneți lângă un asemenea om? Din cauza ei, bineînțeles. Pentru ea. Totul pentru ea. E, hai că asta e bună. Ai fost grămadă. Acu serios. Iartă-mă că spun. Ei, auzi, pentru mine. De frică, ce pentru mine. Georgiana, nici n-ar trebui să mai vorbești. Nici n-ar trebui să mai spui nimic. Ție ți se pare normal să o jignești pe maică ta așa de față cu noi toți? Nu, dar m-am săturat. Vă spun sincer, m-am săturat. De ce te-ai săturat, Georgiana? De bine, de ce te-ai săturat? Nu, de frica ei față de tine și față de faptul că ar putea rămâne pe străzi când de fapt nu e așa. Pentru că tu ne-ai tot... pulsat această idee, știi? Exact, că fără tine nu putem trăi. Ea are un potențial, ea poate să se descurce, ea poate să fie pe compropriu. Și nu în ideea de a se despărți de tine, pentru că ea poate să aibă un venit. Eu, sincer, nu cred nimic din ce spui. Omul acesta are o altă boală pe lângă diabet, o boală la fel de cruntă, se cheamă gelozie. Gelozia aia a erodat relația dintre cei doi. Domnul Ernest, nu este gelozie, este o protecție. E ceva, vrei să cuiva, îi dorești un lucru bun, să-l păzești, să-l protejezi. Când îi montezi cuiva un GPS pe mașină ca să vezi pe unde umblă, ca să nu te mintă, e gelozie. E nebunie, direct. Acidă, mă. Georgiana, nu ai niciun drept să mai deschizi gura și tu, dacă ți-ai dorit asta, foarte bine, ți-ai dorit să mă stric eu cu maică ta, da? Foarte bine, ți-ai dorit pe hândrălă ăla sau cine-o fi ăla sau ce-ți dorești. Ia tu, fetiță, foarte bine, ai 18 ani, ești o fată inteligentă, te descurci cu școala, ești foarte bine, ia pune tu mânuța și descurcă-te singurică. E casa mea, ușa e aici, alegi să pleci, da? Asta e alegerea ta, pentru că tu nu mai ai ce să cauți în casa asta, la ce am auzit despre tine, da? Da, mulțumesc frumos! Ce faci aici, Mihaela? Păi ce să fac? Deci Georgiana a câștigat, da? Altă. Îți bagi divorț, strângi, pleci, nu? Georgiana a câștigat, nu? O lași să câștige. George... Din primul an ai început cu geloziile. N-am avut ce să fac. Nu am putut să Mihaela. Plec atunci, deși voiam să plec atunci, să știi. Pentru că este imposibil să te mai suport. Mihaela, așa. Te înțeleg. Mihaela, te înțeleg, dar ascultă-mă și pe mine, te rog. Te înțeleg foarte bine. Liniștește-te, relaxează-te și gândește-te la ce s-a întâmplat. De ce mai dăm de gol? Care a fost înțelegerea noastră? Care a fost înțelegerea noastră? De ce te-am dat de gol? Pe unde vrei să ajungi? Ai fugit repede și ai zis, nu? Dar banii ți-au plăcut. Și n-a fost o sumă foarte mică. Că, na, tu ești influencer, ești, nu te vinzi tu așa pe bani puțini. N-ai vrut să ajungem
la situația asta? Acum, dacă au venit, a venit momentul să dăm cărțile pe față, ce puteam să fac? Maică ta mi-a spus în fața lui taică tău că Alex are sentimente mai mari față de tine, că Alex mă iubește cum tu nu mai iubești niciodată. Mi-a picat față. Tu nu te uiți la maică ta, nu te uiți la mine. Ai nebunit? Unde vrei să ajungă cu chestiile astea? Eu am făcut eforturi, am făcut atâtea cursuri ca să învăț cum să te hrănesc cât mai bine, da? Ca să te bucuri de sănătate, de un nivel de sănătate cât se poate de bun. Mihaela, da? Nu-i chestia asta, nu-i, dar gândește-te foarte bine la Georgiana. Georgiana a fost manipulată de un bărbat, de un bărbat mai mare, Da. Gândește-te ce a reușit să facă cu noi, da? Nu sunt de acord cu asta, este oribil ce a făcut. Bun, dar gândește-te. Tu n-ai apropiat-o, tu n-ai știut să apropii ca să fie prietena ta și să fie chiar fiica ta, înțelegi? N-am apropiat-o. Pentru că tu ești așa de rigid, ești așa de dur. Păi bun, și te-am pus eu să-i dai atât de mari speranțe? Eu te-am pus să... Nu, i-am încurajat-o să facă la ceea ce face foarte bine, la ceea ce se pricepe, că are un potențial, că poate să meargă mai departe și că poate să devină o femeie independentă. Nici de cum ce crede ea sau ce credeai tu sau ce a crezut el a fost ceva eronat. Au, știi ceva? Ești un trădător. Nu sunt trădător, am fost corect până la urmă. Dar gândește-te mai adânc puțin la problemă, cum s-a generat și cine ne-a făcut și ce se întâmplă. Dacă ăsta care a manipulat-o și ne-a făcut să ne despartă pe noi doi, dacă mâine îi zice, auzi, mergi în casă la ea și fură-le banii, noi doi ce o să facem? Dacă mâine îi zice, ai plecat cu mine în tren și mergem la mana, mama naibii și Doamne ferește cine se întâmplă. Iar faci scenarii și iar îmi pui niște... Păi nu fac scenarii pe ce se întâmplă. Niște gânduri negre în cap. Păi iar dar uite că bărbatul ăsta a reușit prin Georgiana să o manipuleze în așa fel încât să ne despartă. Uite dovada, tu îți faci bagajul să pleci. De ce? Și cum bine ai spus, da, mare vlogger, cum vrei tu să spui. Dar mai câte mă face de râs, iar eu nu am nevoie de așa ceva. Asta e bună. Deci nu ai dreptul să mă faci trădător. Bam, asta ești. Uite-te în propria ogradă, ai ajuns unde ai ajuns, ai creat ce ai creat, s-a ajuns la situația asta, acceptă cum e. Ori ești pe ușa pe care ți-a deschis-o taică-tu, ori te duci și ceri scuze și continui viața mai departe în felul în care consideri tu că este mai bine. Tu știi foarte bine situația mea, tu știi foarte bine de ce sunt așa cum sunt. Da, exagerez. Am trecut. Tu nu vezi că cu cât înaintăm în vârstă, cu atât se agravează lucrurile astea. Tu nu înțelegi, tu încă n-ai înțeles că eu sunt omul de lângă tine. Eu am fost dedicată ție. Și tu continui să mărești această gelozie la niște proporții pe care eu nu le mai suport. Mihaela, poate că ai dreptate că n-am judecat. Trebuia să devină mai bine și nu mai rău. Totul e mai rău. Să știi un lucru de la mine. Pe mine nimeni și nimic nu o face drăs în viața asta. Ai înțeles? Să-mi bagi bine la cap chestia asta. Decât propriile fapte și propriile alegeri. Vrei să rămân lângă tine? Atunci am și eu niște condiții. Vreau și eu să îmi fac blogul meu. Vreau și eu să mă ocup de această artă. Pentru mine a devenit o artă acest mod de a prepara mâncarea într-un mod foarte sănătos, da? Vreau să apar, vreau să mă dezvolt, vreau să apară numele meu acolo, nu să mă mai ascund după nu știu ce alte paravane, da? Eu nu sunt proastă. Eu pot să fac lucruri. Eu sunt foarte capabilă. Și te rog să-mi permiți asta. Georgiana, cântărește bine ce ai de făcut, pentru că de asta contează tot restul vieții tale. Știu eu ce am de făcut. Vreau și eu să vorbesc în casa asta. Vreau și eu să am o voce în casa asta. Am dreptul? Sau nu? Pierderea unei persoane dragi este greu de acceptat, pentru că lasă în urmă un gol care, mai devreme sau mai târziu, trebuie umplut cu ceva pentru a putea păși mai departe pe drumul vieții. Lucrurile se întâmplă cu sau fără voia noastră, iar noi ar fi de dorit să alegem varianta care ni se potrivește cel mai bine. Confortul prost înțeles, rutina și monotonia, ele te vor conduce la nevoia de a evada din plictiseală. Iar înnoirea de sine prin determinare și inițiativă garantează un parcurs nou spre o viață împlinită, așa cum și-o dorește fiecare. Și asta este viața. Nu putem sta până la adânci bătrâneți. Nu toată lumea se iubește toată viața și trăiesc până la adânci bătrâneți fericiți.
Nu. Gata. Te-am înțeles. Îl iubești, du-te cu el, lasă-ne pe noi în pace. Fă-ți viața, refă-ți viața, înțeleg, nu-i nicio problemă, dar recunoaște. Timpul trece, timpul nu e de partea mea. Mm-hmm. Și vreau și o familie. Vreau și eu un copil, vreau și eu să da, mă trezesc bine cu tine, Carina. Bă, dacă tot ți-ar dea răsurătoare, de ce nu ți-ai luat una de seamă cu tine? Sau mai mică, eu știu, sau nu așa? Și care e problema, Carina? Ia nici, spune nici iubitule, noaptea nu se mai consumă nimica. Nici noaptea nu mai petreci în momentele alea frumoase pe care le petreceam când eram amant. Cine v-a schimbat viața, foaia asta de hârtie? Firat, mama e de foaie nouă? De hârtie. Nouă? Da, nouă. Ok, dacă nu ne schimbă viața, fără să bagi divorț, de mine te mulți la mine.